acum, dacă o fi altfel, n-are nimic acum. Uite așa. Încerc să nu... Așa? A, așa, dați-mi. Bună ziua, mă numesc Alina Iorga, sunt de la Horezu, ceramistă, reprezint ceramica de Horezu. Ceramica noastră este foarte autentică, este prima dată care vin la dumneavoastră, n-am venit până acum, dar sper să mă invitați și de acum încolo. Așa, diferența dintre farfurii care le vedeți, noi pe toate scriem pe spate numele nostru. Sunt originale, astea sunt făcute de fica mea. Iar e o ceramică mai aparte, în modele mai aparte care le face. Da. Restul toate, vedeți, fața este smălțuită, spatele este Alina Iorga Horezu. Vedeți? Este tradițional. Motivele sunt cocoșul, care noi am intrat în patrimoniu UNESCO cu cocoșul, este emblema noastră de Horezu, sau ceasul deșteptător al țăranului. Șarpele, e protectorul casei, fiecare casă la țară are șarpele de casă. Peștele, simbolul credinței, Sfântul Andrei cu pește și cu pâine a scos lumea din foamete. Spirala, drumul vieții sau sporul casei. Fiecare farfurie are un simbol al ei, spicele de grâu, bogăția, coada de păun. Da, și copiii în costume populare, tradiția, așa, și la noi, iar am lăutarii. Buvnița, aducătoare de noroc în casă. Asta e spirala sau drumul vieții, coronița cu coada de păun, spicele de grâu, cum este așa. Vedeți? Soarele. Așa avem soarele. Asta e prima ardere la 900 de grade, totul e biscuite, și a doua ardere la 1020 de grade. Eu sunt a patra generație, mă trag din soțul meu. A fost Gheorghe, ăsta, Liviu Iorga, Gheorghe Liviu Iorga, socrii mei Gheorghe și Maria Iorga, și înainte a lucrat și părinții și bunicii. Noi suntem a patra generație, iar copiii mei sunt a cincea generație care lucrează mai departe, Raluca Iorga și Mihai Iorga. Fata mea, de exemplu, ea e cu ceramică, vedeți cum are copii în costume populare, are altceva, cocoșul ea așa-l vede, fiecare are altceva, cocoșii, hora cocoșilor. Chiar dacă vrei să copiezi un model, nu poți. Ea nu lucrează ce fac eu, eu nu fac ce fac ea. Chiar vă mulțumesc că m-ați invitat și un târg foarte frumos și mă bucur că am ajuns la dumneavoastră și o să mă viu cu mare drag. Numele meu este Toader Ignătescu. Deloc născut în Humoreni, Comuna Comănești, județul Suceava, locuitor, trăitor a municipiului Suceava de vreo 30 ceva de ani, adică mai bine zis, măritat în Suceava, cu locație și la Păltinoasa, Poiana Dacilor, pentru suceveni, mulți dintre suceveni cunosc locația. De profesie sunt profesor de educație fizică, pensionar de câțiva ani, dar pasiunea pentru cioplitul lemnului o am din tinerețe. Am început să lucrez mai serios de prin anii 93, deci de nu mult după Revoluție. Am început să expun expoziții personale, expoziții de grup, târguri de meșteri. Și în acest moment am ajuns în această locație la, nu numai acum, am mai fost, dar astăzi mă aflu la Muzeul Satului Bucovinean cu o serie de lucrări. Ceea ce mă caracterizează pe mine sunt măștile, că cu astea am pornit, tot felul de fantasme din lemn. Am continuat și lucruri care m-a consacrat în ultima vreme, sunt aceste compoziții pe scândură, care sunt fie ilustrări de povești de creangă, povești în genere, proverbe, zicători, caricaturi și așa mai departe. De asemenea, mai lucrez mic mobilier, mobilierul ăsta care duce spre mobilierul de stână,
Și de asemenea, toiegele care fac deliciu prin exploatarea formei naturale a lemnului. Ce să spun? E viața mea. Cioplitul în momentul de față este viața mea. Bine ați venit la Muzeul Satului Bucovinean. Sunt meșterul Florin Cramariuc din Șcheia, Suceava, și cioplesc lemnul de mic copil. Dacă o să veniți la târg, o să vedeți o gamă variată de obiecte, de la lingură până la lăzi de zestre, mic mobilier. Dacă o să aveți plăcerea să stați, o să aflați și poveștile acestor obiecte, fiindcă eu vând povești mai mult decât vând obiecte. Așa că, cu mic cu mare, veniți la Muzeul Satului Bucovinean, încă mai aveți o zi de târg, unde o să aveți parte de multe surprize, meșteri, bucate alese, dansăreți minunați, cântăreți minunați și multe, multe alte surprize. Vă așteptăm cu drag! Măi nouă, bine, dar de unde, cine mai face? Cine mai... unde voi să facă planul? Bună ziua, sunt Mihoreanu Teofilia Lăcrămeara, sunt din Botoșani și nu vin pentru prima dată la dumneavoastră, vin cu mare drag de fiecare dată când sunt invitată. Eu, în general, sunt recunoscută pentru icoanele mele, sunt meșter popular iconar, icoanele sunt pe lemn de tei, tratate oarecum naiv. Prin urmare, am început să pictez icoane într-un anumit moment al vieții, când mi s-a permis, consider eu, să pictez icoane. După care am trecut la ouă, am creat un nou model de ouă decupate și pictate, ouă bordate, mărginite cu pastă de vitraliu. Și am trecut la pictura pe sticlă, după aceea. Am încercat să fac tablouri gen vitraliu. Acestea sunt. Îmi place mult să pictez, dar am început să lucrez marionete. În special, mi-am amintit de lumea satului de acum 100 de ani. Lumea în care am trăit acum 60 și ceva de ani, aproape 70 de ani, la bunicii mei. Toate personajele mele reprezintă câte un personaj, o rudă, un vecin, iar numele lor este format din numele de botez, apartenența după soț, porecla dată în sat persoanei respective și locația de unde este, din satul Hăineala, din satul Băsești. Deci ele sunt niște marionete pe care eu le tratez ca fiind personaje vii. Îmi amintesc când la hram, la bunica mea, veneau rudele noastre
se așezau pe scaune și începeau să povestească, iar bunica alerga toată ziulica și le așeza mese întinse. Târgul dumneavoastră mi-amintește în general de hramurile de acum 60 de ani. Mă numesc Florin Vejinari, lucrez împreună cu soția mea, suntem meșteri populari. Abordăm mai multe stiluri de pictură, pictura naivă, pictura icoanelor pe ouă, pe piatră, dar și icoana pe lemn. Suntem autodidacți, lucrăm de 30 și ceva de ani, dar în ceea ce privește pictura naivă pot să spun că am descoperit copilul din mine în urmă cu 7 ani, în urmă să spunem. Și obișnuiesc să zic că pictez cu ochi de copil, dar și cu experiența și trăirile unui adult. De altfel, în toate picturile mele naive se regăsește viața satului bucovinean, cu frumusețea locurilor, a oamenilor, cu bucuria din satul bucovinean, dar și cu micile ironii însoțite de întâmplări, situații și povești pe care atât eu le creez, dar care se și descoperă de către cei care le privește. Aș vrea să spun că am și scos o mică cărticică cu o parte din creațiile mele. Se numește Rime cromatice, a apărut la editura Bifrost. Conține 34 de poezii și fiecare poezie e însoțită de o imagine a lucrărilor mele. Am avut onoarea și privilegiul de a fi prefațată de către maestru Mihai Pânzaru Pim în ceea ce privește pictura, iar în ceea ce privește poezia de către doamna Carmen Focșa. Bucuria mea cea mai mare este atunci când îi văd pe copii că se opresc în fața lucrărilor mele, mă refer la pictura naivă, pentru că bucuria lor nedesimulată înseamnă că mesajul meu a ajuns acolo unde trebuie. Vasile Jucan din Cluj, am venit la Suceava cu produsele noastre din lavandă. Deci tot ce facem noi din lavandă, începând de la ulei, apă, săpun, perniță, cu tot felul de mesaje. Facem și sirop, de exemplu, care e bun pentru, e foarte bun calmant. Avem lumânări, tot așa cu lavandă, coșulețe împăchite din paie, de exemplu, combinate, bluscentu și cu lavandă galbenă. Mai avem iară odorizat de cameră, odorizant de baie, odorizant de mașină, jucării cu tot felul de mesaje. Deci trec extraordinar de bine. Aici lumea știe ce-i gluma, deci iau cadouri pentru socru, pentru socră, mamă, tată. Deci prinde foarte bine la public. Noi suntem bucuroși că suntem aici și ne place foarte mult. Și de ospitalitatea care o dă dovadă muzeul și de persoanele care vin și ne vizitează. De exemplu, uitați, asta este o periniță pentru copii. Asta este foarte bună pentru somn și pentru ei e foarte liniștitor. O periniță pusă în pătut sau la perină este extraordinar. Avem iar așa. Tot așa. Asta este mai haioasă. Este astăzi nu mă șed. Cum se zice pe noi, ăsta pe la Cluj. Pe versul trebuie să scriem mâine tot așa. Mai avem așa. Iar asta, tot așa. Numai din cauza ta, mamă, am ieșit un om așa mișto. Noi îi invităm să vină la noi la stand, că au ce să-și aleagă.
Mă numesc Ciuvierca Aurelia, sunt din satul Paltinu, comună Vatra Moldoviței, județul Suceava. Am venit aici la Muzeul Satului cu ouă încondeiate. Și tehnica este ouă de rață spălate, scos conținutul, spălat, uscat și după ce e încondeiat. Prima dată și prima dată faza pe alb încondeiem. După aia introducem în vopsea galbenă. Încondeiem pe vopsea galbenă, după vopsea galbenă pe roșu. După roșu, faza ultima pe negru. După care ștergem ceara, o dăm jos și o lăcuim cu lac, ca să protejeze coaja, să nu e mai rezistentă la coajă. Și încondeiem motive tradiționale, cum ar fi coarnele berbecului, mai este și cârligul ciobanului, dar nu știu dacă mai am. Da, nu mai am. Cărarea rătăcită, crucea preotului și după care lăs și pentru fetele mele ca să ducă tradiția mai departe, pe care le am 4 fete și toate 4 încondează. Eu am învățat de la mamică, mamica, bunica încondeau. Eu de copil mic am învățat, că am crescut acasă, că eram casnică și nu aveam servici și am stat cu ei și am învățat de copil mic. Sunt Petrică Bacariu de la Câmpul Lung Moldovenesc și am venit la Lume Lume Hai la Târg cu produsele noastre de la Câmpul Lung. Avem niște pălincuțe, aici avem fragată făcută în casă, aici de muri murată, muri. Aici avem afinată, toate produsele îți culese din păduri, un lichior de gutui, gutuiți îi spunem noi, foarte bun la gust. Aici mai avem iarăși afinată, murată, aici avem un pic de pălincă, siropuri, în general siropuri, siropuri de păpădie, sirop de afine, sirop de muguri de brad. În partea asta la altă avem dulcețuri, dulcețuri foarte bune, tot așa făcute în casă. Deci avem de afine, avem de nuci verzi și în pentru răcoreală avem socată de casă. Noi suntem Erbarg Bucovinean, venim din localitatea Voitinel, județul Suceava. Avem o plantație de lavandă și o mică plantație de trandafir, de dulceață, dar mai avem produse și din alte plante, plante medicinale, flori. Avem produse comestibile, sirop de lavandă, sirop de trandafir, de dulceață, dulceață de trandafir, produse cosmetice, ape florale, săpunuri de diferite extrase de plante medicinale, flori,
săpun de lavandă, de trandafir, de mentă, mușețel, gălbenele, tei, ape florale, care sunt un locuitor foarte bun și natural apelor micelare, uleiuri esențiale, ulei esențial de lavandă, care e la baza produselor noastre, dar și alte uleiuri, cum ar fi de busuioc, de cimbru, de rozmarin, acestea se pot pune și în mâncare. Produsele noastre sunt 100% naturale, le producem în casă, din plante, plantele, apele florale, plante distilate, atât. Din unele extragem și uleiul, iar ce rămâne îl folosim pentru curățarea tenului, îngrijire, parfum. Iar în săpunuri, deși folosim colorant alimentar pentru a le deosebi, sunt 100% naturale. Uitați! Dai să facă doamna și doamna face. Faceți și cu noi, domnul Gădăr? Ne dă și vlăbitite! Dă și vlăbitite! Hai, du-te, duceți-mă și voi doi! Hai, du-te! Dar nu vă mulțumesc! Bătări! Nu Nu mai gătiți chestii cu suflet. Chiar, aveți 27 de grame de suflet. Nu spun specialiste. Pe ce moarte pun pe un cântar și, nu știu, se zice ceva din tine, dispar 27 de grame. Cum să pui suflet de mâncare? Cum sare și pipere? Nici ce se lupă. Lasă-o, până că începem cu... Acolo avem și desert. Începem aici. Și prezentarea este spectaculoasă. Ce nu cam aici? Tot. Are tata. Linguri. Mă poate cineva ajuta? Telefonul. Da. Ce? Păi zi tu? Bun! Bun ce? Spectaculos! Păi bine că nu s-a luptat! Jur, bun! Zi! Da-i bun! Dar ce îi faci și ce nu îi faci? Hai mă, zi! Trebuia să mai dulce, mai spui dulce, mai frumos. E frumos, dacă nu e gravul, da? Sunt gusturi și gusturi. Așa e. Deci ce merge? Voilà, spectacol. A dat toți banii. Și asta, fără 160 de euro, nu te apropii de aia. Nu te apropii, Jura, ta costă mult. Bine, nu știu, nu mă uitat de la ce film. O vezi tăiată? Grăsime. Grăsime, da. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Greșit, ca să taie. A ținut mai mult decât trebuie. Ce vă spun vouă, că tuturor ar fi există chestii în bucătărie, în care mâncarea spune Dă-mă de pană, în casa, sunt gata, și micul, și oaia, și, nu știu, și cârnatul, și pâinea prăjită, nu mă lăsa că mă ard. Te vezi? Vezi, aici s-a ales. Grăsimea, fac. Ia la gust este superb. Dar uite de știurea. Da, așa e, nu?
E posibil după ce am scos-o, că era fierbinte și am pus-o mal și am lăsat-o în aia frigorifică? Păi, fiată, noi de... În loc nu mi-a fost așa. Corect. Eu cu ai mei colegi suntem obișnuit să mâncăm mâncare rece. Am înțeles. De, păi, de mă, de 10 ani trece. Că tu vii gătești și intri la jurizare, noi înțelegem aia care a fost la mișto. Asta e foarte gustos. Doar că s-a... Da, am înțeles. Dacă tu o scoteai către nu s-a lege neam, băi, deci 24 de ore stă liniștit. Știu, așa e. Și nu fermentează, dacă a e la a fost pe gravă, v-am zis. Tu ești un timp grăbit. M-am trezit și acolo ai vrut să te grăbești. Dă-mi repede, dă-mi repede. Așa e. E, nu, eu... Asta e. Într-o oră, da. Deci, mă, într-o oră? Păi, v-am zis, m-am trezit dimineața, m-am ajuns la ora două, în Suceava. Cu o oră ai aflat că facem asta? O știu din ziua. Ia ziua. Bă, deci eu îți fac o mâncare acum și ți-o dau de astea 3 zile. Da, nu, zic că am făcut un pic grabă. Am un frigider, am o masă frigorifică. Una sunt de la mine la fabrică. Unde dacă fac o ciorbă de penișoare, 9 zile, nu-ți dau de mâncare de mâncare. 9 zile o țin în frigiderul ăla, știi cum este acolo? Mai bună decât orice pe plână. Vreau să înțelegi. Am înțeles. Că trebuie să o lași și să ia-ți pure, dăm afară și las-o să respire. Nu încerca să o răcești, să o chinui, să o amețești de cap. E foarte gustos. Nu? Combinație, nu ce să spui, a fost culmea. Ciupercile nu sunt fleșcăite, nu sunt alea, le-ai prăjit de la drecii. Dar nu le mai găsești. Și au volum, au consistență, au textură, au... Stai așa, stai aia, că am atâzmit-o la... Dar cu ce? Hai cu noi! Pe programul 2! Băi, stai aici. Tu ce faci? Ce-i deci, ciuperci peste tot. Da. Și acolo tot ciuperci? Acolo e ciocolată. Dar ta mincioare cum... Nu știu, cu o șpagă, cu ceva, nu uite, n-am primit șpagă. Cum vezi? Îți dai seama. Hai gustă, hai gustă, că important e să înțelegi tu ceva. Uite, mâncăm din aceeași farfurie, poate ajungi prin mare. Poate ajungi prin mare și poți mă lua ce-o cu tine. Belea. Ce? Pifteluțele, nu? Da. Cum le cheamă? Pifteluțele. Pifteluțele, mă duc venire. Pifteluțele, da. Pe joale, să pune. Pe joale. Pe joale de fii. Gustă-mă și tu. Și astea sunt? Fii, fără carne. Lasă, eu o pasă. Băi, ia și mănâncă, mă mai răbdă afară. Da, zi tu cum faci. Am ieșit, da. Mă dau bătut. Și tu ai înțeles. Deci astăzi ia lui. Ia lui. Da, mâine. Dacă nu îl mături, că ăsta a luat și el treaba interesantă. Ieri au fost... M-am părțit premiul cu altcineva. Dar dacă nu vin mâine, să mi-l mături, că precis vine mâine. El e fiert, vrea să-și ia trei șorțuri. Are două. Îi dăm un șorțu astăzi. Da, da. Normal, e. Și dacă pierd, poți să rog ceva frumos. Da. Sigur că da. Fă, în așa fel încât să nu-i mai dau lui șorț. Nu știu, rupe în picioare. Dar că păi să ai mâncare. Păi da. Păi ce da? Da, mulțumesc. Omule. Felicitări. Deci gata, avem un câștigător. Și eu mă rog și pe așa dacă poate. Cum se numește? Șpaga mai târziu. Nu, e pentru toată lumea. Dar l-ai făcut tu? Da, eu. Ca să n-apte până la 30. Păi, bune! Da, bun jur. Deci arată super, jur.
Ia și gust. Dacă vă la primitare, iei cu juci. Da. De casă. V-ați luat două șorți. Ce mai puteți? La treia. Mâine. Zi. Mâine la ingredientul grân. Te scurt. Vedeți că mâine de la 10 la 12. Numărești. Pe ce limba vezi? Te băi, mișto să trăiești așa, să te lași într-o familie unde tata face mâncare, mama face dulciuri, aș fi vrut și eu, dar... Ba da, îți dau mâine. Al doilea. Te aștept mâine, dacă nu ne zici, eu peste timp, poți să vă arăt un minut? Te rog. Nu vreau. Da, poză? Ai știut, da? Aici nu, cu video, să nu mai ești supărat. Nu, nu să... Uite, nu... Uite așa. Ia, mă, capi. Lasă că îi mai punem niște lucrurile. Ți-i legăm într-o parte. Vreți să vă facem? Arată româncă, româncuță, nu? Așa. Acum vă dau să faceți și poză. Cu telefonul și cu steagul în mână. Și cu dumneavoastră și cu steagul în mână. Da, uite, vai ce steag frumos o vezi.